De unde ai fost? În Williamsburg, Virginia. Dar eu, cum ți-am minte? Ți-am minte că cu tine am filmat episodul și tu mi-ai descoperit Oreo. Ai mâncat? Da, am băut ceai. Eu acum rar mănânc fasole pentru că mi-aduc aminte de o săptămână de mâncat fasole. Noi acum când ne certăm, eu pun întrebarea, tu vrei să fii corectă sau vrei să fii fericită? Dar noi avem o tradiție în clubul nostru, că după alergarea de sâmbătă, noi bem câte o cupă de spumant. Cum cu mâncare sănătoasă, cum cu gânduri pozitive, cum să scapi de o tumare, cât o minge de basket. Când o văd pe mămica că e bine, că e fericită, nu și mult mai bine. Și știi, chiar aș vrea să-i mulțumesc lui tata că a plecat. Salut, sunt Adrian Solomon și vorbim la 1 noapte. Se întâmplă multe, se întâmplă foarte multe, plin în activități profesionale, am schimbări pe plan personal, pe plan sportiv, vreau să merg la campionatul mondial de utilo într-o săptămână, apropo. Multe activități în fiecare zi, sunt încărcat. Am speranțe că lucrurile în Republica Moldova vor merge spre bine din cauza că nu vreau să plec de aici, chiar dacă din data ce s-a început războiul, de 24 februarie, duc absolut toate lucrurile de primă necesitate cu mine, sunt cu pașapoartele, cu toate flăștile, cu laptopul, actele pe apartament, adică în caz că zboară prima rachetă în direcția Republicii Moldova, eu o să fiu primul la vamă care să fugă de aici. Cu toate că știu deja că au plecat mulți. Eu vreau să nu se întâmple ca oricare om normal din Republica Moldova, vreau să nu se întâmple. În genere, război ăsta e teroare, ăsta e oribil, ăsta e ceva, nu pot să-mi închipui că în secolul nostru avem război, nu contează unde, la hotar sau în altă parte, și toate războaiele, nu există război care este unul sănătos sau unul corect sau unul, da, e din prostie. Oricum, fiecare război se va termina cu discuții la masă de negocieri, oricum. Dar dacă nu au vrut să stea la masă de negocieri, până la urmă, cum toți suntem nevoiți să culegem roadele negative ale lui, da. Fac marketing de mult timp, fac marketing de pe băncile facultății, da, acolo am învățat, am făcut mult marketing la Student Travel, companii care se ocupa cu programele de schimb cultural pentru studenți. Studenții plecau în America pe vară, lucrau, plecau în Franța și aveam internship în Australia, programe de internship și career training. Acolo am făcut mult marketing și însăși acolo pot să zic că am început să mă formez. Ulterior, am activat în câteva proiecte de criptovalută, blockchain, știu că ele acum sunt interzise, am reușit să ies la timp, înainte ca legea să apară. Apoi am fost director de marketing la un holding mare de vinării din Republica Moldova. Am gestionat echipă mare. Peste o perioadă am dat seama că e prea mult, da? Că echipa nu putea să crească. Am luat decizia să fac o pauză. De vreo jumătate de an m-am odihnit, mi-am revenit și m-am implicat acum în o altă serie de proiecte. Jobul de bază e director de marketing la Zernova Beverages. În continuare fac dezvoltare de produs, cum făceam și la Purcari, fac brand marketing, trade marketing, dar mai am, să zic așa, și proiecte în afara jobului. Consult în Republica Moldova și de turism, o birărie artizanală, o vinărie mică și sunt mentor la Dream Apps, unde avem acum la moment 6 startup-uri pe care încercăm să le ghidăm cap-coadă până la lansarea produsului pe piață, strângere de fonduri. Dar nu e atât de vorbă că e important să stai degeaba. Tu ești în depresie, da? Tu ai avut burnout, tu nu poți face altceva. Nu-ți pare că tu vrei să nu faci nimic. Nu, tu te-ai trezit dimineață și încerci să faci ceva, da? Încerci să faci sport, să citești, să-ți urmezi rutina de dimineață.
după care dorm, da, te întâlnești cu prieteni, nu, crede-mă că 6 luni este din viață, nu au fost cele mai fericite dacă ai avut posibilitatea să călătorești. E fain când călătorești cu un anumit scop. Da, știi, eu mă duc să călătoresc, să mă odihnesc, să mă duc să călătoresc, să fac cunoștințe cu potențialii parteneri, da, sau să promovez un produs, să merg la mare, știu că vreau să not acolo, sau să pescuiesc, sau... Înțelegi? Dar așa, într-o stare, să zic așa, de depresie, nu ți-a trăit vesel, da, și prietenii pe mine mă cunosc ca Adrian, care mereu zâmbește, care... în centru atenției, cu zâmbetul pe buze, spune bancuri, indiferent ce se întâmplă. Când vorbim pe partea personală, eu sunt foarte, cred că ca și tine, foarte introvert. Eu nu povestesc cu cine sunt, eu nu povestesc ce simt, nu știu de ce. Acum încerc să, știți cum, să mă descoper, da, la vârsta de aproape 40 de ani, mergi la psiholog și încerci să înțelegi de ce ești așa cum ești. Dar e foarte important să găsești un echilibru. Un echilibru în lucru, viață personală, da, sport, lectură, neapărat relații, da, că relații cu familia, cu persoana de alături, cu prietenii. Cred că, în primul rând, trebuie să fie relațiile cu cei din jur. Că restul deja, ele se aranjează în dependență de ce oameni ai în jurul tău și trebuie să tin să ai mereu oameni de calitate. Când e vorba de partea profesională, trebuie să întâlnești oameni mai buni ca tine, nu știu, să angajezi oameni mai buni ca tine. Când e vorba de prieteni, îi simți cine sunt prieteni care te pot asculta, care te poți deschide. Că altfel ceilalți sunt numai pentru... Am băut un pahar cu vin sau o halbă de bere și hi-hi-ha-ha, am vorbit despre tot și despre nimic. E ca un sfat, e că important să faci ceea ce îți place și nu contează la ce companie. Dacă la moment companiile sunt în deficit de oameni. Adică eu nu cred, sau poate că eu nu m-am întâlnit, eu n-am avut adică niciodată perioade de astea când să fiu în căutare de lucru, disperat, da? Când nu știi ce să faci, poate din cauza asta. Că mereu am fost implicat în activități de pe bencile, nu știu, facultății, încă din liceu. Țin minte că o ajutam pe mămica, care atunci era controlor la întreprinderea de gaz și eu mergeam la ușă, de la ușă la ușă, băteam bună ziua, am nevoie de contoarele. Datele contorului de gaz și primeam un leu pe ușă, da, un leu pe însemnare, după care calculam, de exemplu, dacă nu găseam pe cineva, încercam să calculez după lună, după adunam tot consumul de gaz, mă uitam consumul pe casă, pe scară și... Oricum, încercam să fac KPI-ul meu din 100 de apartamente, 100 până la final de lună erau înregistrate. Sun Travel n-am închis, aștept schimbările în politica americană, da, și schimbările la nivel politic în Republica Moldova, ca oamenii să vrea să se întoarcă după experiența lor în America. Student Travel până ziua de azi e jobul de suflet care a fost. Că am avut o echipă foarte mare, am avut 40 de manageri de vânzări, am avut birouri. În toate universitățile mari, da, era birou la SEM, era birou la USM, la Tehnic, avem birou la ULIM, am deschis la USM, după care am mers la Cahul, am deschis la Mânchis. Am dezvoltat afacerea și am mers și în Ucraina. Am avut birouri în Kiev, câteva, 4 birouri în Harkov, în Ivano-Frankovsk, în sumă. A fost, să zic așa, o afacere de succes. Eram lideri în Republica Moldova, da, eram cu o companie cu care ne băteam la nivel de număr de studenți, dar avem în spate parteneri puternici și asta ne-a permis ca joburile pe care să le oferim studenților să fie de calitate, să fie verificate. Da, în continuare îmi aduc aminte cu zâmbetul pe buze de Student Travel, de echipa de atunci. Tot datorită la Student Travel am fost și eu în state și am lucrat bucătar la 2 restaurante, am învățat să gătesc, am spălat și veselă, dar am gătit și lobster și scoici, nu știu, diferite tipuri de pește și supe interesante, și salate, deserturi, da.
tu m-ai întrebat și trec acum fiori, eu nu știam, goosebumps, mi-aduc aminte cum se întorceau oamenii și erau diferiți. Unii erau mai maturi, dar clar că am avut cazuri când veneau studenții dezamăgiți, că aici le spuneau prea multe poate despre și aveau așteptări diferite sau greșite, dar marea majoritate studenților care s-au întors pozitiv, s-au întors cu bani, s-au întors, îți dai seama, cu primul salariu acolo câștigat și nu salariu de 1.000-2.000 de lei. Eu țin minte, mergem prin mall și am văzut pe partea cealaltă un cuplu, ținea de mână și Mihaela Ciobanu, pare mi-a zis că eu îi țin minte pe studenți, dar chiar dacă au fost mii, îi ținea minte. Și-o strigat tare, noi eram la etajul 4, era pe o parte de mall, noi eram pe partea asta unde e pe scări și îi striga, Adrian! Și eu m-am întors și tu mi-ai schimbat viața! Și da, de-mă. Wow, asta a fost așa de fain când știi că poți schimba viața spre binea oamenilor și clar că nu eram doar eu, era întreaga echipa noastră, erau toți cu aceleași interese, o parte din ei a fost în America, o parte după job-ul la Student Travel au plecat în America. Da, a fost o experiență, pot spun, cu care mă mândresc, că am întâlnit foarte mulți oameni, în primul rând oamenii cu care am lucrat și deja oamenii care au plecat prin intermediul, am făcut cunoștință cu părinților, cazuri, pot scrie o carte, pot scrie două cărți, dau trei volume despre peripețiile studenților în state sau despre peripețiile părinților aici, când studentul se duce și nu vrea să răspundă la telefon sau nu-și felicită bunica și părinții vin, ceva s-a întâmplat, dar de ce? Igor nu a felicitat bunica. În fiecare an o felicită, zic, așteptați, poate nu-și aștept să fie ora două să îl strezească. Ei de dimineață așteptau că el să sună să fie la ușă cu baloane, cred că. Dar unde a fost? În Williamsburg, Virginia. Eu, cum țin minte? Țin minte că cu tine am filmat episodul și tu mi-ai descoperit Oreo. Tu ai fost, eu sunt sigur, din cauza că tu ai ieșit din magazin, dar noi am cumpărat atunci GoPro, am pus pe coșul ăsta, tăceanca asta, da, din alt pe... Nu ne-ți permiteți să filmăm, noi parcă eram amatori, chiar dacă ne-am dus cu echipă profesionistă. Dar chiar și așa, noi ne-am întâlnit acolo cu impedimente, da, când eram, filmam într-o parcare, apropo, și pare mi se chiar la tine, filmam în parcare și s-a apropiat un polițist sau un menț și a spus că please stop, așa striga și pune, dar scorps, Adrian, pogovori с ним, я не могу выключить, очень хорошая картинка получается, și a zis, please stop, striga, și el a pus camera, știu că și-a filmat, așa. Am filmat în parcuri distracție, am filmat pe Times Square în New York, am filmat în multe, da, restaurante, și țin minte, cu tine, pare mi se era Williamsburg, da, Virginia, când tu ai ieșit din magazin cu asta plin cu Oreo și în scoaidă, că sunt cele mai bune biscuiți, ok, zic, de să gust ce mi-am. Când state, da, într-adevăr, când eu țin minte când am mers prima dată în state, eu am încercat să gust tot. Prima dată în viață am mâncat KFC în state, în minte, da, într-o gară, când așteptam trenul să vină. Clar că Subway, Five Guys Burger and Fries, nu știu, Mas Donuts, Dunkin Donuts, Chinese, Japanese, mâncare tot felul, da? Și lucrând și în bucătărie, am mâncat tot ce puteam să mănânc și era restaurant, primul era pe plajă, Atlantic Beach Club restaurant, unde se făceau și anunț, îți dai seama când făceau anunț, trebuie să faci 100 de steak-uri sau să faci shrimp cocktail, creveții de cojit și aranjați cu sos. Mult, mult, mult. La doilea restaurant era lângă Tennis Hall of Fame. Era La Forge restaurant, unde era un turneu de 250 de puncte ATP, cei care joacă tenis sau fac sport să înțeleagă și permis, el era după Wimbledon, după turneul de mare șlem. Și acolo l-am văzut pe John Isner, acolo l-am văzut pe Sam Querrey, pe fostul numărul 1 mondial din Australia, Leighton Hewitt, și noi, zăi seama, noi lucram în bucătărie și eu vreau pauză ca să ies măcar să văd cu mare loc turneul ăsta, chiar am pasionat atunci de tenis. Deci eu când am zburat cu prietenul meu, noi am ieșit în Manhattan cu două genți după noi și eu îl țin minte, el era în față, Andrei, și el ridica capul
Și spune ea, eu vreau să trăiesc aici. Eu vreau să trăiesc aici. El așa spune, el repetatru. El îmi spune, eu e ca așa pe rând. Nu, nu. Și noi râdeam și seama asta. Și spune, era prima săptămână și am spus că Andrei, no way, nu, nu ai, nu poți să rămâi, nu ai cum noi. Și zice, de ce uite? Am spus că des, vedem, des începem să lucrăm. Andrei nu a stat mult, Andrei a stat două săptămâni și s-a întors, a zis că nu. Studii superioare și eu să fac asta, el repede și-a revenit. El a spus, nu, să fac o muncă, el nu, nu și-a dorit. Eu am rămas. Eu am rămas pe 4-5 luni și tăticul era în Rusia, mama era în Grecia, surioara cu 4 ani mai mică ca mine era în Moldova. Cel mai ieftin era sună în Rusia, întâi vorbim cu tata, mult, povesteam, ce, după care eu sunam pe mama și după care sunam pe Tania, surioara, îți duce repede, tata, că erau în România, de aceiași bani la final, putem să mai vorbesc cu tata iar vreo jumătate de oră. Dar cu Republica Moldova, da, vorbeam și ea numai reușa, spunea, Bania, vin acasă, te rog, mi-e doar unii mamai. Și încercam, știi, cum încercai să compensez cumva, cumpăram, zic, mi-a luat mie telefon, mi-a luat Tania telefon, mi-a luat la Andrei telefon, mi-a luat mie încălțăminte, mi-a luat surioarei, mi-a luat mie, nu știu, am venit acasă. Ambele două genți care am ajuns în state, tati au rămas. Am luat de acolo alte haine, parfumuri, nu știu, încălțăminte, tehnică, laptopuri, telefoane. Și poate ideea, cochetam cu ideea să rămân, dar îți dai seama aici început de afacere, da? De exemplu, pentru un mult student să rămân, ce să zic, cum celălalt care îți bătic pumnul în chept trebuie să te întorci, să rămâi în state. Nu, eram așa, știi, poate din când în când, băi, dar tu te întorci? Zic, sigur, da, eu mă întorc, chiar dacă în state, da, să câștig bine, dar ilegal să rămâi, oricum ești, te simți străin. Sper că în Moldova să meargă lucrurile spre bine și să înțeleg că decizia care am luat atunci a fost una corectă. Oricum, după asta am mai mers în următorul an. Deja mergem la parteneri, după care în 2014 am făcut proiectul ăsta și am mers la, nu știu câți erau, 15-14 studenți, 13 oraș, multe am văzut cu ei și îți dai seama, tot asta n-aveți să fie dacă rămâneam. Copiii sunt altfel educați datorită curentului ta sănătos de parenting. Eu când discut copiii ăștia, eu zic, plin, eu n-am fost așa. Eu eram în, nu știu, în cutia mea, cu poate cu visurile mele, dar eu nu vorbeam despre ele, nimeni nu m-a întrebat, da? Eu vreau să fiu cosmonaut, dar mă temeam să-i spun cuiva, înțelegi? La grădiniță îmi punea să mănânc borșel roșu, eu eram slab ca vargă, eu nu mâncam, eu mâncam pe care îl vomitam, da? Eu îl dădeam, nimeni nu mai se interesa, îmi place mie, trebuie să mănânc și mă uitam, cum, cât de corect, dar nu știu, parcă mă tem de cuvântul ăsta, cât de fain, cât de conform, parcă știi, un echilibru să-i ducă copiii, da, le se explică, da, copilul plânge, mă, bică să așează lângă el și spune, nu te pot lua în braț, că eu sunt obosit, da. Eu dacă plângeam, eu... Mămica nu m-a bătut, mămica avea, putea cuvântul să-mi facă mult mai dureros și poate din cauza asta, știi, ca să nu dezamăgesc părinții, am început să înveț mult. Tata citeam și eu, la școală încercam să fiu primul, dar iarăși note, trebuie note, când vine acasă, știi, pe Einstein îl întreba, ce întrebare, ai pus o întrebare bună astăzi, mine m-a întrebat, ce notă ai primit? Nu, dar de ce nu 10, dar de ce Michael Jackson a primit 10 sau nu știu, Petrica Igoraș sau Snejana sau nu știu cine acolo a primit, dar tu, nu. Noi acum în Moldova avem generații de copii educați în armonie, nu știu, cu familia, în armonie cu prietenilor, că nu e neapărat să fii cel mai bun, dar știi că noi acum când ne certăm, eu pun întrebarea, tu vrei să fii corectă sau vrei să fii fericită? Că eu eram justițiarul și îmi tăie cineva cu mașina calea pe drum, trebuie să-l ajung din urmă, să dau jos, să-i explic, nu știu cum, da, un prieten vine întârzia la întâlnire cu 10 minute, eu deja de la 5 minute îl sunam, SMS-uri, mă bătem cu pumnul în chept, că nu-i corect, că nu-i bine, știi, până nu înțelegi, da, că totuși toleranța sau, da, devii altfel, devii mai tolerant, mai înțelegător cu cele ce se întâmplă în
în jurul tău. Și poate asta, nu știu, nu cred că e vorba de înțelepciune, dar asta e o formă de experiențe prin care tu ai trecut, da, și ai învățat. Am greșit și eu mult în viață. Nu că am avut o viață wow lungă și nu, dar interesantă. Încerc să trăiesc fericit și nu spun că voi trăi fericit când voi avea casă nouă sau voi trăi fericit, da, când voi avea un copil, sau, dar încerc să mă bucur cu ziua de astăzi. Da? Astăzi e prima zi din restul vieții mele. Pun accent pe relații cu oamenii. Eu încerc așa să fac, de exemplu, dacă e partea de... Că eu am multe proiecte. Îmi dau seama că nu le reușesc pe toate. Da, și pe lângă, știi, o oră stai cu cineva și explici sau dai anumite direcții de dezvoltare a afacerii și mergi, vezi cu altcineva, stai o oră și după care vezi că discuția se leagă, da, și te prinde și mergi și pui to-do list-ul și vezi ce trebuie să faci, trebuie să fug, am întâlniri cu prietenii sau am întâlniri cine cu familie sau e mult mai important până la urmă relațiile cu cei din jur, cu prietenii, familia. Generația care vine după noi, cred că își setează corect prioritățile. Eu sunt fascinat de echipele, de startup-uri pe care le mentorez. Nu știu, vreo 20 de startup-uri, dar erau din școală. Zi seama, Cristina, din școală, clasa 10, a 11, a 12, că noi pur și simplu era casă, școală. Ok, mai făceam, nu știu, karate sau mai făceam prelucrare artistică a lemnului, da, fotbal, ceva era acolo, dar nu era profesionist sau nu era antrenor. Ei se gândesc la afaceri și nu afaceri de a să facă bani, da, dar ei caută soluții la anumite probleme pe care le identifică în școală, în comunitatea lor, nu știu, acolo 3D printeri pentru, nu știu care le, eu și de mi-ascultam, așa eram de încântat și din cauza asta am rămas, chiar dacă e time consuming, am rămas în comunitatea Dream Apps, numai că, știi, eu mă împlu de energie de la tinerii ăștia și încerc să împart cu ei cunoștințele și experiența mea pe partea de marketing. Cred că perseverența. Eu cred că perseverența și să nu cedeze la greutăți, că noi învățam, citim, eram cu cărțile, țin minte, vineri, seara, îmi făceam temele pentru luni, ca sâmbătă să pot citi, nu știu cum, duminică ieși să joc fotbal și așa mai departe. Noi eram foarte perseverenți. Așa eu țin minte generația mea, școala numărul 1 din rezină, unde îmi păreau toți profesorii Dumnezei, da, când discutam cu un profesor, îmi păreau, băi, uite că te știe, uite că te știe, uite, dar eu încă nu știu, mă ducem la altă carte, da. Literatura, când primeam pe vară literatura pe care trebuie să o citim până în septembrie, era literatură obligatorie, erau câteva cărți, cu vreo 10-15 cărți, după care era, nu știu cum, facultativă, suplimentară și erau trei tipuri. Obligatorii citim tot. Tot acolo nu era vorba de Ion sau, eu nu știu, Moara cu noroc Aloslavici, dar erau frații Jderi, erau mormeții, da, erau cărți care le cap coadă trebuie să le citești și cred că în cărți în unele m-am regăsit, altele m-au ajutat să-mi setez anumite scopuri. Nu, oricum, la sistemul învățământ mai avem de lucru. Deja e bine că părinții înțeleg să duc la școală, să duc la grădiniță, e bine, dacă nu e bine, ce simte copilul, dacă nu e ok, schimbă școala, vede că e mult de învățat, eu schimbat altă școală, vede, dacă e foarte, eu am învățat între aceea școală și liceu și tot. Nimeni nu m-a întrebat, vreau să plec în altă parte sau nu, iau la decizia și la facultate la care să mi-o aleg și mi-am ales facultatea, așa ca să pot trece la buget. Că mama mi-a spus, Adrian, cred că înțelegi că noi n-ați putem plăti contractul, te rog frumos să intri la buget. Eu sunt sigur că mama avea să desfacă în patru și avea să achite contractul, dar asta a fost un imbold, eu am mers la toate facultățile, eu am mers la zilele deschise. Eu tare am vrut la tehnic să mă duc, eu am vrut la vinificație să învăț, să merg inginer, da, am vrut să merg încolo, am analizat industria alimentară, m-am gândit să merg la calculatoare informatică și microelectronică, la CIMC, acolo am mers mai mulți prieteni, pe urmă am văzut că erau mulți pe un loc și am spus că nu, băieți, ok, hai că învăț atunci
Mă duc la USM, am mers acolo, nu era pare mi semnificat, am spus că okay, hai rămân la informatică, am depus actele la matematică informatică, specialitate, facultate matematică informatică, specialitate informatică și în ultima zi de depunerea documentelor, gata, era depus, eu așteptam, nu uitam cât persoane s-au înscris, acolo cu creionul vine, eu ștergeam. Și mă întâlnesc cu un coleg de liceu și el îmi spune, unde e depus? Zic, la USM, dar tu la Academie de Poliție. De ce la USM? Da, că eu trebuie să intru la buget, am ales așa o specialitate, eu vrem informatic sau vrem industrie. Și îmi spune, Adrian, tu erai bine cu geografia, da, erai bine cu asta, da, erai bine, eram cu tot bine, ok, și spun continuu. Și el știe că este o universitate acolo, cu siguranță să intri la buget. În ultima zi m-am dus la tactile de la USM și îmi spuneam, faceți o mare greșeală, faceți o mare greșeală, că nu trebuie, că aveți grijă unde mergeți. Și am mers și am depus la Universitatea Cooperativă Comercială din Moldova. Am intrat, peste 2 ani de zile, am primit și o bursă, nu știu, bursa Moldcop, adică am putut să-mi iau calculator, telefon mobil și mai departe. În state am început să fac primii bani și veneau mai repede decât aș putea să-i cheltui. N-aveam educația financiară de a investi. Na, cum fac lucrul ăsta? Economie, investiții, regulat, lunar, primesc, îmi notez o parte din bani, o parte acolo, o parte pe este. Sunt atâtea posibilități, modalități, important să te ții de ele. Adică fiecare lună, indiferent cât câștigi, pune deoparte. Și asta mi-a ajutat, știi, să nu lucrez jumătate de an. Adică să nu fii stresat, că gata, fiecare lună nelucrat. Nu, trebuie să ai pentru 6 luni de zile, trebuie să ai un cont care mereu el e suplinit și după deja el e full. Tu știi că plecând de la orice job, tu ai acolo bani ca să te odihnești, să te gândești ce vrei să faci mai departe. Da, și deja conturi de investiții, conturi de... Am dus lipsă la facultate de bani din cauza că încercam să lucrez, dar am dat seama că pot să lucrez numai vara, când timpul anului lucram și asta se răsfrângea negativ asupra studiilor și eu am lăsat lucru, dar am început să lucrez vara și am câștigat mai mulți bani. Puteam, știi, să-mi permit un prânz și poate să-mi iau o haină nouă sau să-mi cumpăr o carte. În cameră avem un băiat care mereu citea. La facultate nu-ți duce că nu-i plăcea. El spune, da, n-am pierdut nici. Oricum n-a să-mi dă nimic interesant, iar să vorbească pe subiect pe care mine nu mă interesează. Mine mă interesează e ca asta. Și el citea literatură artistică fantastică. Și îl susțineam și eu, citeam și eu. E că el putea să nu cumpere, putea să, știi, una de zile să fie în aceleași haine, dar în schimb și la avea bibliotecă masivă și numai când se duce acasă și lua câte 10 cărți și le muta la el la rând să pleca. Independența financiară pot să spun că sunt acum. Fiind la student travel, nu avem independență financiară. Banii care câștigam, investiam, deschidem birou nou, vreau salarii mai mari la manager, mai mulți manager, mai multe birouri, companii mai scumpe, TV, proiecte și încercam mereu să reinvestim, să reinvestim, știam că să fie bine, să fie bine, să fie bine, să fie wow, uite despre noi cum să vorbești. Noi eram doi tineri în spatele programului, eram cu câțiva ani mai mari decât studenții care plecau și concurenții credeau că în spatele student travel stă, nu știu ce, oameni de afaceri cu bani, când vedeau cum noi ne dezvoltam, da? Și atunci, nu pot zic că nu avem, înțelegeam că eu nu am nevoie de bani pentru altceva decât să dezvolt afacerea. Mie îmi plăcea însă și activitatea. Eu primeam plăcere deosebită, caif, da? Haideți să mă deschidem cu un birou. Când noi înțelegem că un manager de vânzări, el nu poate să vândă la nesfârșit. El are o limită, da? O limită de oameni pe care îi poate procesa. Și am spus, dă să vedem care e limita asta. Și am spus, dăm $1,000 acelui manager care să înscrie cei mai mulți studenți timp de o lună. Au ajuns la 50 de studenți, dar au fost 30 în mediu sau 20. Și noi am spus, ok, pe lună nu om poate să înscrie atât. Este respectiv, nu, na, nu poate mai mult, da, nu știu, nu reușește, aveau liste, sunau, dar oricum. Și atunci Cristina erau studenți, atunci facultățile erau pline, atunci era full. Deja după 92
Eu am verificat pe anuarul statistic, natalitatea a început să scadă, dar și poate că Transnistria a trecut, deja nu se mai calcula și mă uitam că sunt mai puțini studenți, grupele comasate, universitățile gândite cu alt tipuri de facultăți, unele reunite. Și noi în felul ăsta am spus că dă-ți facem și să deschidem alt birou. Pentru ce? Să avem alt birou, să avem mai mulți oameni care se pot aduce mai mulți studenți, respectiv ăștia care stau de la birou SEM sau... Și în felul ăsta noi am început să investim mai mult, adică noi înțelegem, noi spun, ce facem la final de an? E că avem o X sumă. Eu spuneam de fiecare dată, eu am nevoie să mă deconectez. Pe 2 săptămâni să mă duc undeva, la Dunăre sau în Turcia sau undeva să dorm, să te odihnești, adică odihnă pasivă, fără nimic, cu telefonul deconectat. Telefonul suna mereu, într-una. În văd caz că dormeam, a sunat un student, Adrian, sângerez, m-a lovit pe treșteri de pieton, ce să fac? Sau cazuri că studenții erau, au ieșit din greșeală cu ochelarii pe cap din magazin, da, și eu fost prins și a fost închis pe 2 săptămâni și iar sunete, poliție, cazuri, da, cum s-a spus, pot scriu carte. E clar că eu îmi doresc o independență financiară, tip să nu lucrez. Da? Nu vreau să lucrez, vreau să ies la pensie. Nu la pensie, în sens că să ajung la 63-65 de ani, dar ca să-mi pot să permit, știi cum spune Vlad Caloș, să nu lucrez, ca banii care îți vin pasiv să-ți permită să duci un mod de viață pe același pe care l-ai dus până acum, cu aceleași călătorii, cu aceleași cheltuieli pentru servicii comunale, nu știu ce, și mașini, ca asta, tare îmi doresc să ajung la 50 de ani să am posibilitatea asta, spun că eu nu trebuie să mai lucrez. 2 septembrie merg în Suedia și să notăm în Marea Baltică, e campionatul mondial la swimrun, la Otilo swimrun. Și noi suntem echipă de mix cu Eugenia, cu iubita mea și împreună să încercăm să parcurgem distanța de acolo, să notăm, să alergăm, adică specific cu sportul ăsta că tu la finish trebuie să ajungi cu aceeași îmbrăcăminte, încălțăminte care ieși la start, din cauza că tu o perioadă alergi, după care tu înnoți, după care iar alergi, dar în Marea Baltică apa e așa că îți faci ceva ca acu și ceva ca macu. Adică e destul de complicat competiția. Noi anul trecut am participat la două, una în Elveția și una în Göteborg, Suedia. Am dat în lacuri de munte. A fost greu, dar am spus, dacă am mers la deja câteva competiții, am spus că da, ne băgăm la campionatul mondial. Și a fost prima echipă în 17 ani de competiții, echipă de mixt, băiet-fată, din istoria competițiilor din Republica Moldova. Pe lângă Ironman-ul pe care l-am făcut în Barcelona în 2019, da, când am notat 3 km 800 de metri, după care am mers pe bicicletă 180 de km și am alergat 42 în 11 ore, da, noi am fost atunci cu echipa noastră, Hero, echipă de sportivi, amatori, cu antrenor, ghidat, deci am antrenat un an pentru competiția asta și, știi, după asta, parcă ai atins, știi, apogeu, parcă te-ai urcat pe Everest și, știi, mai sus ca Everest, nu-i nimic. Clar că poți faci alt Ironman sau faci mai repede, dar atunci nu te gândești la asta, te gândești gata, că a fost foarte greu, ales. Dar revii, trece o lună, organismul are nevoie de sport, organismul are nevoie de, dacă el e deprins cu activitate fizică, tu simți că ci astăzi n-ai făcut sport, ții ceva nu-ți ajunge. Astăzi n-ai notat sau astăzi n-ai alergat sau astăzi n-ai mers pe bicicletă, exact cum când nu citești, parcă ceva nu-ți ajunge, da? Nu ți-ai băut cafeaua de dimineață. Exact așa și cu competițiile astea sportive, când vrei să te autodepășești, da? Când vrei să alergi maratonul sau când vrei să înnoți strâmtoarea Bosfor sau când, nu știu cum, a făcut Voloș în maraton de sablă sau Camaradis în Africa de Sud când a alergat 80 de kilometri. Am și eu câteva competiții pe calendarul meu, sunt anumite etape de autodepășire. Da, exact cum să citești 50 de cărți într-una. Parcă îți pare, wow, până începi să faci. Săptămânal să citești câte o carte. Săptămânal. Ai văzut că nu-ți ajunge, că ai început și luni, deja tot încă carte și eu o citești, dar atunci de marți până duminică ieți o carte, nu știu, mai subțire, da? Ieți ceva nu atât de complicat, că doar sunt cărți, poate ele chiar sunt mai multe pagini, dar o să citesc
ușor. Sportul te disciplinează chiar și în la job. Și oricum când tu alergi, eu încerc să alerg fără căști, să fiu cu gândurile mele. Așa sună dintr-o parte, Cristina, dar într-adevăr e tare de ajutor pentru a-ți planifica ziua. Tu știi că trebuie să fac asta, trebuie să fac asta și pe urmă anumite lucruri înțelegi că nu sunt așa de importante și nu alergi mult, alergi o oră, alergi 45 de minute, dar 45 de minute foarte ușor dimineața, țele, sau în bazin. Atunci când ești pe bicicletă, ești un pic mai încordat să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Dar ai și acolo timp, dacă ai de mers până la Orhei și înapoi, 100 de kilometri, da? 3 ore și ceva, 3 ore și ceva, te ajungi. Numai că vezi că bicicleta lungă o faci la final de săptămână sau atunci când ai timp la dispoziție. Dar sportul de zi cu zi, asta e alergat și în not. Eugenia mi-a trezit și mi-a arătat muntele. Am mers la multe competiții care sunt în munte. Acolo nu trebuie să rupi tet. Acolo savurezi. Te-ai urcat pe un vârf de munte și savurezi. Acolo nu te întreabă cu ce pace ai alergat, acolo eu deja sunt, da, tu ești în natură. Și că astea sunt niște competiții fantastice și nu trebuie să mergem departe. Ele sunt aici, alături, în România. Da, te duci numai la una pe care nu o recomand, că acolo mi-a fost foarte greu. 2x2 competiția, nu știu, eu acolo am plâns, am spus că nu vreau, strigam, luați-mă de aici. A fost foarte complicat pentru mine. Și anul ăsta băieții au fost mai mulți moldoveni ca anul trecut. Anumit din cauza că am spus că e greu, că nu vă duci, dar nu asta ne provoacă, da? Exact cum antrenorul meu Liviu a spus că, uite, faci Ironman, după care alergi maratonul de Boston, repede, da? Poți să faci toate majorurile. Peste câțiva ani poți să duci la Camaradis să alergi dacă las două maratoane în Africa de Sud, dar numai nu te băga la Otilo. Și că știi, că e trigger ăsta, pac, și se prinde. Adică la utilă și pentru că citești. Dar ei sunt mari parte țările Scandinavie, Olanda, Danemarca, francezi, elvețieni, ăștia care sunt nordici, da, și deja Suedia, Finlanda, Elveția. Și numai noi deprinși să notăm în apă deschisă ghicinistru și altceva, nimic. Dragostea o privești, știi că dragostea e nu neapărat pentru o persoană iubită. Dragostea e un sentiment și față de părinți, de animalul pe care îl iubesc foarte mult, câinile. Un sentiment care face să te simți bine. Atunci când e reciproc, înțelegi că nu ești singur pe lumea asta. Da, asta e dragoste, frică de, nu știu, de abandon. Că a plecat tata când eram în liceu. Și am întrebat dacă se întoarcă, el a spus că clar că se întoarcă și nu s-a întors. Mi-a spus că când îți cresc marea să înțeleg, noi mai ținem legătura așa telefonic. Dar văd că cum mămica e mult mai bine fără tata. Chiar dacă asta au creat niște traume mie, poate surioare mele, dar când o văd pe mămica că e bine, că e fericită, nu și e mult mai bine și... Știi, chiar aș vrea să-i mulțumesc lui tata că a plecat. Ivan, și-a fost greu. Și-a fost greu. Blin, mama nu se descurca. Evident, nu se descurca. Și eu încercam, îți dai seama, eu eram cel mai mare. Și cumva am preluat funcția, da, dar nu știu, responsabilitățile. Dar important, cea mai mare responsabilitate era de aduce bani. Dar eu, care bani? Că eu eram în școală. Și atunci tu te gândești. Trebuie să înveți, dar pentru ce să înveți, pentru ce să duci la facultate, când poți să lucrezi, ea ca imediat, da, te-ai luat o specialitate și ai început să o ajuns pe mama. Dar mama a avansat în carieră și țin minte că avea salariu 900 de lei. Și-am întrebat unul din ce ideal, că avem grădină la rezină, 5 ari, care avem cartofi, ardei, roșii. Și întrebam, mămic, de ce salariu ai? Eu mă gândeam cât ar trebui să câștig eu sau cât câștig, ce mi-ar plăce să fac eu mie. Și mămica spune, știi că deja e 900 de lei. Și zic, dar noi plătim pentru gaz atâta, pentru lumină atâta, pentru... Wow, dar ce facem cu ceilalți bani? Noi avem bani în satul ăsta. Și mămic, cum? Da, zic, și de bine. Și atunci parcă știi de pe mine, au căzut un pic. Eu deja eram și am scut cât de bine 900 de lei, cât e de fain, după care eu am... Știi, trăind la cămin, primul salariu a fost de 1300
Trei sute de ușa sumești ceva și eu zic 1300 și să fac cu banii ăștia. Fără training-uri de educație, da, financiară, spui deoparte că ce să faci cu ei. Eu am venit acasă, zic, Andrei, noi avem 1300 de lei, 1300 și nu știu cât. Ce facem? Și el spune, wow, Andrei, vara se ducea în Moscova și câștiga. Și el, știi, poate o râs cumva pe submestieț, că el aduce dolari. Dar pentru mine atunci mi s-a părut bani mari. Până când s-a terminat studenția și trebuie să plătești $100 pe gazdă. Și atunci ai înțeles că salariul tău se duce numai pentru gazdă. Dar serviciile comunale pentru gazdă, dar să mănânci, dar să inviți o domnișoară în oraș. La prima mea cină, când am mers cu o domnișoară, eu nu aveam bani. Și spune, hai să intrăm în Regal. Erau... Și eu nu vreau, dar plec una să uit niște, hai să intrăm. Eu știi că nu avem bani, care eu vreau de leac să ne plimbăm și la revedere, care? Și zic, hai să intrăm, Adrian, hai să intrăm. Și îi mulțumesc că eu înțeles, că eu așa îi spune, dar asta spun eu. Și atunci, pentru prima dată în viață, am mâncat salată de crabe. Deja în America eu am mâncat tet, adică numește o mâncare și eu spun Tomian care, că e un domino, am ca să spun eu, nu știu, ceva ieșit din comun care a să-ți pară și am spus că stai, că asta eu nu am mâncat, eu asta și-am gătit-o, înțelegi? Sau e că tet, tete bucătăriile lumii, că am avut un mentor așa, pe, că eu mi-am spus că el spune, Adrian, tu pentru ce ai venit? Și spus, eu vreau să încerc tet, vreau să încerc și el spus, dar asta e mâncat, nu, let's go, intram. Sandwich de asta, cu ce? With everything. El spune, ni, el și alege numai roast beef sau nu știu cum, dar când spune with everything. Și mă, așa, așa, cum? Hai la Chinese, când all you can eat. Hai la Japanese, cu sushi, numai orez și o bucățică de pește deasupra. Da, hai tot fel de tet, 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 tet. Dar atunci a fost Regal și a fost, știu că atunci i-a achitat și eu sunt tare recunoscător că atunci m-am simțit... E mai ușor să trăiești având încredere în oameni decât fiind sceptic față de unul de altul. Eu sunt naiv în continuare, sunt că eu trăiesc cu încredere în oameni, că așa mă simt eu mai bine. Împrumut bani, ajut și nu, odată m-am ars. M-am ars, da, îți dai seama, e greșit din start să fii sceptic față de un om, de să nu-i dai doză de încredere sau credit de încredere. E mai ușor te simți atunci când ai încredere în toți, dacă te-ai dezamăgit, l-ai dat deoparte. Da? Deja asta e lecție de viață pe care tu le trăiești, experiențele tale. El mai departe, să vrei, să dezamăgească în continuare pe alții, este viața lui. Dar tu deja din listă. Eu am oameni care pe mine m-au dezamăgit, ei sunt blocați pe Facebook. Eu nu știu ce fac ei. Ei sunt blocați la mine în telefon. Nu contează, sunt oameni din afaceri care au făcut business, da? Eu nu știu ce se întâmplă cu ei. Sunt oameni cu care am lucrat la anumite joburi. Da, sunt unii putrezi pe dinăuntru, da? Care vor să facă rău. Care sunt bine atunci când fac rău. Dar eu din start îi zâmbesc, îl cuprind, da? Îi dau mâna, mă deschid. Am primit o nouă dată, dar în schimb el am uși de seama. El când încerci să vadă, da, eu vedem regulat, îmi intră la mine pe pagină sau pe LinkedIn și blocat și acolo sau în telefon. A să mă suni și a să înțeleagă că acum cine privește interviul ăsta, a să zic, i-am de svet. Eu l-am dezamăgit pe Adrian și precis, a să mă suni și a să 1, 2, 3, 4, cât sunt câțiva. De sărăcie, cred că. Da, de sărăcie. Eu nu vreau, eu mă tem să trăiesc în sărăcie. Eu am văzut multe sărăcie, da, eu lăsat-i mult sărăcie la noi. Da, eu, anume, poate din cauza asta, în continuu să înveț, în continuu să lucrez, vrei mai repede să ieși la pensii de asta financiar, ca să ai, să te poți întreține. Dar eu știu și să... Ai mâncat? Da, am băut ceai. Înțelegi? În școală. Asta prima perioadă când a fost mai grele. Fasole, 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 fasole. Eu acum rar mănânc fasole pentru că mi-aduc aminte de o săptămână de mâncat fasole. Da? Fasole din fel, fasole de alt fel, fasole de așa. Parcă sunt diferite, știi, pe urmă, sau cartofi prăjiți, cartofi prăjiți. Da, mă gătesc niște cartofi prăjiți, să veți și cartofi prăjiți fac. Noi avem o tradiție. În clubul Solomon Performance Club pe care l-am creat, sâmbătă după alergare,
Бем спумат. Din pahare de sticlă. Asta e devenit o tradiție, da? Și e atât de frumoasă că tu vrei să bei și duminică spumant, da? Eu promovez, știi cum, mie îmi plac foarte mult vinurile moldovenești, place de fiecare dată. Mereu când merg în afară țării, mereu iau sticlă, vinul ăsta călător, să-l duc cuiva și spun, uitați, ăsta e vinul din Republica Moldova. Că noi suntem încă priviți așa pe harta internațională, da, a vinurilor, Moldova încă nu e cunoscută. Georgia, Armenia, net, sus. Pentru că acolo vinificatorii s-au înțeles între ei și au spus că oameni buni nu vin din vinul ieftin, da, îți punem un preț limită și ieșim pe piețele internaționale cu un preț corect. Da? Vinificatorii noștri sunt așa de mulți și așa de rei între ei, ei când stau poate la masă, bună ziua, dar când au plecat, ei nu, pe eu să-l vând vinul meu, mai bine eu să vând mai mult și mai bine eu să-l vând mai ieftin, dar eu să vând. Știi că spune care e cea mai bună sticlă de vin? Care e cel mai bun vin? Vinul pe care l-ai vândut, așa spun vinificatorii, dar încă sunt multe de schimbat pe direcția asta vitivinicolă în Moldova, e bine că ne învățăm și ne-am învățat să facem vinuri de calitate, despre care deja se discută la concursuri internaționale, despre care anumiți critici internaționali deja vorbesc, nefericit pentru anumit vin bun, pentru un spumant, cu câștigat Effervescence du Monde în Franța, pentru că a câștigat cele mai, zic așa, jocurile olimpice a vinurilor, când vorbim de Decanter sau de Mondus Vine, competiții din Germania. Înțelegi, asta e deja... Ne-am învățat. Acum trebuie să ne învățăm să promovăm corect vinul nostru. Nu să-l vindem ieftin, anume din cauza că concurența de asta neloială, da, sau dumping de prețuri și ieșim cu 1,30 € pe piață și cei din Polonia sau din Cehia, cred că vinul nostru e rău din cauza că au văd prețurile în supermarket. A georgienii, bine mersi, chiar dacă, nu știu, saperavele nostru pentru mine... Să fiu, e, nu zic net superior, dar e mai bun, că am băut multe săpiravi georgieni, da? Nu știu, a nostru, sau poate că stilistica vinificatorilor noștri deja e mai aproape pentru mine și eu, nu știu, teroarul m-am deprins, nu știu, cu taninii noștri sau cu vinurile moldovenești, da? Trebuie să-l fie diferit, că nu există cel mai bun vin, cum spune Andrei Cibotaru. Asta e cea mai tâmpită întrebare. Care e cel mai bun vin? Vinul e după ocazii, după sălbii, după timpul de afară, după companie, da, starea pe care o ai. Cred că numai spumantul mi se potrivește, indiferent de stare, de timpul de afară, de pot să beau spumant. Spumantul de dimineață, în weekend, îți dă din start o stare de relaxare pentru întâi weekend-ul. Tu mai mult îl bei spumantul de dimineață nu pentru corp, dar pentru creier. Creierul spune, pac, au venit bulele, au venit aroma, uite, asta e fetească, uite, asta e flori de câmp, asta înțelegi, gata, creierul înțelege că el se odihnește și pentru el e vacanță. Starea de amețeală îți trece dacă imediat după asta ai băut un pahar cu apă. Îți trece automat, n-ai stare. Deja două prosecă, nu știu, dar noi după sport, eu nu promovez, da, eu promovez să serviți după sport, dar noi avem o tradiție în clubul nostru, că după alergarea de sâmbătă, noi bem câte o cupă de spumant și înțelegem că gata, a venit sâmbătă. Sâmbătă, mâine, duminică, asta e curată, să nu-i pentru corp, să simți alcool, nu, după care noi ne simțim bine, în cercul nostru de prieteni, am ridicat o cupă de spumant, am savurat-o, dar să știi că antrenamentul de sâmbătă, el e mult mai așteptat, anume din cauza că știm că la finală să râdem, dar noi venim cu frigiderul, spumantul la temperatură corect, afară arde soarele, știi? Și pe alături aleargă alți oameni și trec pe lună și el n-are eliberarea și de hormoni, de endorfină, nu știu, decât el a terminat antrenamentul, dar noi a terminat antrenamentul și noi știm că acoș, servim o cupă de spumant. Și asta e wow. În felul ăsta, știi că noi am convertit nu puțini oameni să servească vin de calitate. În clubul nostru, oamenii se respectă și nu beau prosecco de pe raftul de jos, na, din Linela. Beau vinuri de calitate, respectiv și ceilalți alergători din comunitatea de alergători din Republica Moldova, pe ani și trece,
crește, au s-au apropiat unul, s-au apropiat de ce serviciu, de ce de asta, de ce așa tip de etichetă, de ce asta, da, știi? Și începe lumea să bea tot mai mult vinuri de calitate. E mai bine să bei puțin, dar gustos, da? Exact la fel ca poți să mănânci un simplu stomac cu pilaf, cu carne, nu știu, și scurgunturi, deci, dar poți să mănânci două, trei sushi sau roluri gătite ca lumea gătite stea Michelin și tu înțelegi nu atât corpul, dar creierul tău, el e în extaz, ai orgasm de asta gastronomic și după asta încă ocupă de spuman și cu siguranță tot pornește de la creier, da? Sistem nervos, a să-ți dai destul mai multă energie, că organismul nostru ce nu are nevoie, el aruncă afară. Și atât. Eu cred că viața noi trebuie să ne învățăm, să o trăim așa cum este și să ne bucurăm de ea, să facem noi din viață sărbătoare. Că viața e viața. Noi trăim ca să murim. Da? E ca în perioada asta de la trăi. Că asta e sensul vieții. Să murim, da? Pentru asta ne-am născut ca să murim. Sensul e asta. Sau am murit ca ulterior iar să ne naștem în altă parte. Dar scopul deja e să ne facem viața să ne fie sărbătoare. Eu țin minte că în 24 s-a început războiul și după care deja știi cum afacerea în Moldova, studentul nu mai era. Adică el este pe acte, nu știu, impozite, stă pe zero, dar în Ucraina funcționează. Mai mult pe studii, tot acolo sunt multe refuzuri. Eu am luat și am sunat oamenii de acolo. Ce faceți? Și mi-a spus că suntem în tranșei, mai în okopах. Zic, nu fugiți, eu vă aștept, veniți în Moldova. Și a spus că nu, noi să ne luptăm până la urmă. Program manager, fetițe, cariere, cu zâmbet pe buze, host, întâlnesc studenții, le povestesc despre state, despre viața mai bună. Și acum spun, nu, dar ce faci? Eu fac acum, împletesc plasă pentru să nu se vadă tancurile. Dar băieții unii să fac cocktailuri Molotov. Și spun, cine? Da, toți fac. Cineva care erau plecați, băieții au rămas deja în afara țării. Unii care au reușit să iasă, au ieșit și i-am întâmpinat, au fost cazați la mine. E că pentru ei, cu siguranță, nu-i sărbătoare. Dar important să aibă capacitatea să treacă peste acest război atunci când el se va încheia și să înceapă să construiască viața din nou, ca viața să le fie sărbătoare pentru ei, părinților, copiilor. În afară de pensionare la 50 de ani, da, pe plan personal vreau să devin, nu știu, să fiu un soț bun, un tată bun. Tare vreau să-mi aduc așa copii cum o fac prietenii mei. Da, eu pur și simplu sunt fascinat de asta și mă bucur. Asta cred că cea mai importantă, nu știu, să fiu un fiu bun pentru mamă, un frate bun pentru surioara mea, să fiu pentru Arina un nano bun, nu știu, pentru câine un stăpân bun, da. Eu dimineața mă trezesc, stau cu el, el se întinde, se dă pe soare, dar el e, sau el e Jack Russell, el e așa care e aici pe urmă acolo, pe urmă se aduce nici, pe urmă el te... Dar că dimineața el e așa moale și el stă pe spate și dă din coadă și urechi și seara, ți-am spus că am avut indigestie și noaptea asta de câteva ori am alergat și el doarme lângă mine pe pat și când mă ridic să-l calc și fiecare dată când revenim iar tara, sunt stat și el iar căifuiește. Da, cred că pe partea personală să este. E clar că vreau să am anumite obiective sportive atinse, da, vreau să reușesc să alerg toate majorurile, toate maratoanele, vreau să trec cu bine, să trecem împreună cu Eugenia cu bine de campionatul mondial Otilo. Poate într-o zi vom face toată competiția. Mi-aș dori, nu știu, să not, că Bosforul l-am notat, mi-aș dori să not Gibraltarul. El e mai lung, acolo e mult, trebuie de antrenament mult. Bosforul se închide pentru tine și toală not, na, din Europa, în Asia. Aram, pam, pam, ai notat 7 km. La Vale e ok, dar Gibraltarul nu se închide. Acolo barca este alături de tine undeva, poate poți mai treacă câte una mare, câte... acolo și apă e de altă temperatură, e mult. Sunt curienți, acolo e interesant. Mi-aș dori să fiu mai mult să mă înțeleg pe mine, pe emoțiile care le am, că zilnic te întâlnești cu diferiți oameni, dar câteodată
la ora 10 poți fi epuizată. Dar continui să faci anumite lucruri și asta nu-ți faci bine ție. Nu știu, aș vrea să fac o vipassană undeva pe Nepal. Nu aici pe alături, dar undeva departe. Știu că ești în piatră, fără cărți, fără chitară, mănânci numai orez și morcov și ești numai tu și gândurile tale. Ca ulterior, e mai ușor să revii la meditație. Deja înțeleg și acolo știu că am mai citit acum câteva experiențe a oamenilor care au trecut. Minim impresionat de Brené Brown, a avut o carte cu o tumoare mare, ca o mici de basket. Dar ea pe minim impresionat din cauza că i-a spus că pot scăpa de cancer, nu știu ea, prin metode tradiționale, nu știu cum, și el s-a desinflat, cu minim mica recent a devenit sănătoasă. Deja i-a extirpat cancerul, câtet cu sân, câtet acolo, tot a fost extras, chimioterapie, păr căzut, unghi negre, a fost complicat. Și în cartea lui Brené Brown, eu m-am, să zic așa, nu că m-am regăsit, dar am înțeles că trebuie să-i transmit zilnic mamii pozitiv. Găsăm, știi, că din deget, noutate pozitivă. Sunt dimineață, știi că mama e cancer și tu spui: mama, eu astăzi ați fiu la timp la lucru. Îți dai seama, am găsit un alt drum și mama, și serios, zic, da, dar cum, da, niciodată, e că în sfârșit am pus aplicații și că mers, sau e că soarele, sau ciripesc păsărelele, sau iarba-i mei verde, sau am mâncat atât de gustos, să-ți recomand să pui mai mult sare, că sarea nu-i dăunătoare, sau să facem așa, sau așa, sau să-i fac un regim mamei sănătos. Mam, ia-mi spune, ai mâncat ce ți-am preparat acolo, că erau diferite, că am pus pe mâncare mai sănătoase, pe mâncare mai... Și mică spune, oi, e rău, oi, că e greu, oi, că eu nu lasă, spun, sau mămica spune, să duce la spital și chiar am început, știi, să glumim pe seama morții, nu a mamii. Da, mama spune, cu te-am revenit pentru a patra chimioterapie și știi, în palata și s-o eliberat, în palata și zic, mămic, de ce crezi că să te aștepte oamenii? Lumea moare, unul la doilea, cum ai crezut? Tu important trebuie să-ți trezvi și la patra și la cincea, că operația să fie după a cincea, sau știi? Și e că pentru mine a fost o carte și așa, muzică de căpătâi sau... Mai bine să nu aveți, să nu trebuie să o citiți, dar acolo e cum cu mâncare sănătoasă, cum cu gânduri pozitive, cum să scapi de o tumare cât o minge de basket. Asta e ceva ieșit din comun. Asta e ceva care, nu știu, inoplanetenii poate e tăietul și desumflată sau știi? Dar asta e wow. Pe mine, pe partea de marketing, nu știu, cred că positioning de Riz mi-a explicat anumite lucruri, de ce un brand poate fi mai bun ca altul, neproducând un produs mai bun, dar din cauza că în mintea consumatorului el este mai bun, dar asta ca și în exemplu cu, știi, Coca-Cola și Pepsi, când e degustare închisă, lumea bea Pepsi și Coca-Cola și arată la Pepsi, neștiind că e Pepsi și spune că e mai bună. E mai bună. Din cauza că acolo presimt mai mult zahăr, e mai dulce și spune că asta e mai bună, asta e mai bună. Dar când le arată Pepsi și Coca-Cola, lumea bea Coca-Cola și spune Coca-Cola e mai bună ca Pepsi. Asta tu acum recent ai gustat. Asta e numai poziționarea brandului Coca-Cola în mințele oamenilor mei. Da, e alb, e mai reușită, da, e mai... A luat mai mult spațiu din creier, Coca-Cola. Nu știu, la fiecare etapă, cred că știi, sunt diferite cărți. Eu mi-aduc aminte cum pe mine m-a impresionat Daphne și Chloe, sau Mai Trei, de Mircea Eliade. Leaha, eu îți citim și tu înțelegi că tu citești și după care citești răspunsul lui Mai Trei către el și tu spui, ba, wow, și asta atât de frumos, îți ridic părul pe mână, știi? Iarăși mult contează etapele și nu cred că cărțile pe care noi să le recomandăm celor care ne ascultă, știi, vor aduce impact atât de mare cum mi l-au adus mie, da, anumite cărți, din cauza că eu trăiesc, am anumite experiențe, eu am o viață și în moment când citesc cartea, eu mă regăsesc acolo sau nu mă regăsesc, da. Mie foarte mult mi-a plăcut
biografia lui Andrei Agassi, tenisistului Andrei Agassi. Și o recomand, e ca asta pot să o recomand din cauza că acolo e, știi, o carte scrisă cap-coadă frumos, autorul. Eu am citit, deci, pentru mine, jucătorul numărul 1 în tenis e Roger Federer, care anul trecut el s-a retras. Dar n-am primit o plăcere de la carte așa de mare cum am primit-o de la Andrei Agassi. Da, și am citit și biografia lui Djokovic, că el când a trecut la mâncare de asta sănătoasă, vegană. Pete Sampras l-am citit, Serena Williams, Nick Balotieri, un antrenor. Adică am fost o vreme numai pe biografii. Adică din biografiile pe care le-am citit, recomand cu încredere biografia lui Andrei Agassi. Cu siguranță să vă placă. Scopul e să-mi găsesc fericirea și să trăiesc o viață fericită și la cât mai mulți oameni din jurul meu să le pot da fericirea asta. Dar dacă e vorba de sens, e simplu. M-am născut ca să mor. Ca ulterior, știi, să renasc din nou. Poate nu, dar din tot, e că știi că am citit patru cărți al lui Mircea Eliade, istoria religiilor, e că ele citesc greu. E că asta se citește greu. Și o iei de la perioada antică, când oamenii se închinau la pietre și o iei cum după care evoluează și după care alte religii și pe urmă la animale ne închinăm și pe urmă tot așa mai departe și pe urmă cum se întâmplă că suntem creștini, cineva catolici și așa mai ortodoxi, cineva catolici, cineva, da, budiști sau musulmani și așa mai departe. Până la urmă, care este, cine este Dumnezeu nostru? Cred că în fiecare din nou e Dumnezeu, e forța cea mare care... Tu îți dai seama cât de complex suntem noi. Să te uiți, că doar ai fost în state, să vezi ce clădiri au construit oamenii, sau ce poduri peste mări, sau subacvatice, sau navi, sau mașinile astea electrice, nu vorbim de telefoane mobile. Nu, ne pare, pac, deci asta e wow. Asta cum s-ar părând cu un om? Da, în evoluție noi am, dar eu cu siguranță cred că în fiecare din nou este câte un Dumnezeu. Și eu când m-am născut, eu mi-am ales da, corpul ăsta, viața asta, da? Apropo, citește și din Newton o carte, el îți vreo trei, dar prima, citește-o prima, acolo se vorbește. Asta e un savant în California, are universitate. Și prin hipnoză regresivă intră și discută cu tine. Da? Și acolo oamenii în ani de zile au scris toate interviurile. Și tu citești interviuri cu unul, cu doilea, cu treilea, cu patru. Pur și simplu citești interviuri. Și asta e, nu știu, pot zic că e demonstrat. Eu nu cred că el e un șarlatan care a deschis un universitate sau un institut acolo unde se studiază hipnoza asta regresivă și discută și scrie aceste interviuri pentru că, nu știu, să facă bani, nu știu. Și acolo sunt atât de lucruri interesante că sunt suflete pereche, da? Și spune, și acolo întrebau el, nu cum poate să-și dorească un copil să intre într-un corp, să vie și să nască, și după care vin mongolii, nu știu cum, șaltai, da, și el spune, să vedem, da, și prin regresie, sufletul ăsta, el vrea să fie alături de mama, că mama, pierzând copilul, a devenit mai puternică, nu știu, sufletul mamei a evoluat. Da, și după care mama tot a decedat, dar ulterior au venit pe pământ, nu știu, în altă parte, sau nu pe pământ, în altă parte, tot împreună. Da, e tare interesant că suflet este și în Tarasic, da, în Câine sau în... Tarasic? Da, Tarasic. E în Ucraina. Adică citești și asta. Hai să fie patru. Bun, patru cărți care recomand. Asta e carte care pur și simplu mi-a pus multe întrebări. Dacă Brené Brown mi-a dat răspunsuri, da, chiar cu trebuie de făcut asta, din ca sănătos, trebuie de gândit pozitiv, trebuie, iarăși, eu nu prea cred în gândire de asta pozitivă, știi, tot ce se face spre bine, da? O ieșit în Israel, în cafeneau în care am mâncat, mi-a spus, în ce unde ați mâncat? Am mâncat aici, în cafeneau de la Colț, care se numește O Poșat, da? Și el spune, a, da, anul trecut acolo, într-a doua era, spune, nu poți spui tot ce se face spre bine, da, asta e absurd. Revenind la ideea pozitivă, da, s-a transmis gânduri pozitive, gânduri sănătoase, emoții sănătoase pozitive pe care eu
parcurs de câteva luni încercam să le transmit mamei, poate și din cauza asta, cred că asta tot a fost om, și poate mâncarea sănătoasă, și poate că mămica a crezut ca să iasă din... Așa că cartea asta e ok, pe urmă deja cealaltă care ți-a spus, asta mi-a pus întrebări. Sau să spun așa, Mircea Eliade mi-a pus bine întrebările, așa cu toate cărțile lui de istoria religiilor, dar deja Newton mi-a dat răspuns.